Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta proiectul meu la APM. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Am implementat un traducător de cod Morse. Ce se întâmplă? Este un comunicator care primește input cod Morse pe o parte și îl reușește să-l transmite pe cealaltă parte prin căi auditive cât și vizuale, astfel încât oameni care au probleme cu auzul sau cu văzul pot comunica în continuare folosind codul Morse. Am folosit un breadboard Arduino, un shield pentru Arduino cu un LCD și butoane, iar aici avem un buzzer cu un LED. Atunci când codul Morse este transmis, buzzerul va face un sunet, iar LED-ul se va aprinde. Dacă ne putem da acum puțin mai aproape, o să vedem cum funcționează. Exact, prin butonul de aici de right se transmite semnalul. O apăsare scurtă înseamnă un semnal scurt sau punct în Morse, iar o apăsare lungă înseamnă linie sau semnal lung în Morse. Putem vedea, dacă apăsăm o dată, avem un semnal scurt, să zicem mai punem încă un semnal scurt, iar acum dacă am vrea să obținem un semnal lung, ținem apăsat puțin mai mult și am obținut un semnal lung. Dacă vrem să-l resetăm, putem să-l resetăm de aici foarte ușor. Acum vom vedea cum funcționează conversia. Să zicem prima oară că am vrea să scriem o literă, litera A. În Morse, litera A este formată din un semnal scurt și un semnal lung. Avem un semnal scurt, după care un semnal lung. Iar ca să transformăm acest lucru în literă, vom apăsa pe butonul din stânga. Iar tot caracterul în Morse a fost tradus în litera A. Să dăm acum și un exemplu, putem să ștergem în orice moment și să luăm de la capăt. Să spunem că am vrea să transmitem un mesaj de ajutor, pentru că știm cu toții codul Morse are o utilitate foarte mare când vrem să vorbim codificat. Să zicem că vrem să transmitem mesajul SOS. În Morse, S este codificat ca două semnale, mă scuzați, ca trei semnale scurte, iar O este codificat ca trei semnale lungi. Astfel încât vrem să scriem S prima oară, trei semnale scurte, transformăm în literă, după care vrem O, trei semnale lungi, transformăm în literă, iar acum vrem din nou un S, trei semnale scurte. Am obținut pe display SOS. Putem vedea că avem aici un mesaj care ne spune să folosim codul Morse. Acum, dacă vrem să transmitem acest mesaj mai departe, putem să dăm pe butonul ce realizează acest lucru. Iar ce se va întâmpla? Pe partea de jos a ecranului va apărea mesajul tradus în Morse, folosind tot mesajul, folosind liniuțe și puncte, iar buzzerul și LED-ul vor avea un comportament care să transmită acest mesaj. Putem observa. Am avut prima oară o grupare de trei semnale scurte, asta însemnând S, după aia am avut pauză între fiecare grupare pentru că avem nevoie de pauză între litere. Acum putem să facem, să introducem și spații în mesajul nostru, așa că o să încercăm. Vom scrie acum propoziția help PM, formată din două cuvinte și vom pune un spațiu între cuvinte. Prima oară scriem H, care este codificat ca 4 semnale scurte. După care E este un semnal scurt. L este un semnal scurt, un semnal lung și încă două semnale scurte. Litera P, un semnal scurt, un semnal lung, un semnal lung și un semnal scurt. Iar acum dacă vrem să punem spațiu, putem pune de 4 ori un semnal lung. Iar acest lucru ne-a adăugat spațiu. Acum mai am adăugat PM. P este format din un semnal scurt, un semnal lung, un semnal lung și un semnal scurt. Iar M este codificat ca două semnale lungi.
Am obținut acum propoziția Help MH și vom transforma acum în cod Morse, folosind baza rucilelor. O să putem urmări pe ecran. Primul caracter este caracterul care este redat de buzzer și de LED. Avem pauză între cuvinte și între litere. Acum am revenit în starea inițială și putem introduce un nou mesaj. Acesta a fost proiectul meu. Vă mulțumesc mult pentru atenție.